Un bărbat care se îndrepta dinspre Puceasa spre Târgoviște a tras o sperietură soră cu moartea. Acesta s-a izbit de un podeț și s-a răsturnat cu mașina în afara părții carosabile. Apropiații victimei spun că acesta a încercat să evite un câine și a pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Conform cercetărilor polițiștilor, bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice, iar în urma testării cu aparatul etilotest, persoana în cauză prezenta o alcoolemie de peste 0,80 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Șoferul nu a suferit răni grave, însă a fost transportat cu ambulanța aici, la Spitalul Județean din Târgoviște, pentru mai multe investigații. I s-au recoltat probe de sânge pentru a vedea dacă a consumat băuturi alcoolice. A venit prietenul meu de la Puceasa spre Târgoviște, a sărit câinii în față, a dat să evite și s-a lovit de capul de pod. Dumneavoastră erați în mașină cu soțul? Nu, eu am venit după. În ce stare se află? Salvare, într-o stare bună. Dacă a ieșit pe picioare, vă dați seama că era într-o stare bună. Dar ce s-a întâmplat? Cum de-a pierdut controlul? Ne-a spus că a ieșit un câine și că a evitat câinele. Atât mi-a spus. Pe numele lui a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice.